ceea ce privește piața de mobilă clasică din România și gusturile clienților, confirmă faptul că lumea se îndreaptă, sau să spunem, se reîndreaptă din nou spre mobila adevărată, adică mobila din lemn masiv. Deci, într-un cuvânt, lumea s-a plictisit, s-a săturat deci de mobila din MDF, PALS și alte materiale care nu definesc mobila adevărată. Care sunt trendurile pentru anul acesta în ceea ce privește culorile? În ceea ce privește culorile, după cum vedeți aici, în mod special finisajele nucă, cireș și chiar cele deschise, crem, alb și chiar cu tapiserii viu colorate, roșii, mov. Se realizează pe comandă? Ce preferințe au clienții? În mare parte colecțiile se realizează pe... Deci avem linii standard de producție și pe depozit. Avem pe depozit undeva stocuri între 4-4 milioane jumătate de euro și cu siguranță că există programe personalizate care merg pe comenzi speciale. Dacă ne referim la o anumită piesă de mobilier, ce au căutat? Dormitoarele, sufrageriile...